Începând cu data de 1 aprilie 2019 se află în desfășurare sesiunea de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 prime de asigurare a culturilor a animalelor și a plantelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală cu scopul de a încuraja fermierii să își asigure culturile împotriva fenomenelor climatice nefavorabile, cum ar fi inundații, secetă, grindină, îngheț, ploi torențiale, tornade sau furtuni. Sesiunea anuală de depunere a cererilor de finanțare pentru această submăsură este împărțită în două etape, pentru culturile de primăvară și pentru cele de toamnă. Etapa curentă de depunere a dosarelor cererilor de finanțare aferentă culturilor de primăvară se desfășoară în intervalul 1 a 4 a 2019 30 a 11 a 2019. Alocarea financiară pentru întreaga perioadă de programare este de peste 42 de milioane de euro de depunerea dosarelor cererilor de finanțare realizându-se continuu până la epuizarea fondurilor. Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sumăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 euro standard output. 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv de către fermier în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 output. Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul va încheia o asigurare pentru riscurile prevăzute, angajându-se să plătească valoarea integrală la primei de asigurare în cuantumul și termenele prevăzute în contractul de asigurare. Alte informații relevante sunt disponibile pe paginele web ale AFIR și meadere www.meadere.ro